Înghețata asta, care am făcut-o din banane, portocale, lămâi și căpșuni. Acestea sunt fructele. Deci am pus o banană care are cam 130 de grame și până la 300 am pus restul de lămâie la fiecare. Banană lămâie, banană căpșună și banană portocală. Aceasta este cu căpșuni. O să vi le arăt. O să mă grăbesc să se desgheață. Înghețată cu căpșuni, doar din fructe. Pentru cine dorește, poate adăuga și zahăr pudră. Înghețată din căpșuni. Aceasta este înghețată cu portocale. Se putem face acasă când avem nevoie de o înghețată. Scoatem de aici. Înghețată cu portocale. Și aceasta este cu lămâie. Le-am făcut ieri. Aceasta înghețată am făcut-o ieri, înghețată cu lămâie. Înghețată. Înghețată cu căpșuni, portocale, banane și lămâie. Sunt trei naturi înghețată bună, care se face din fructe, doar din fructe. Fiecare gust are două ingrediente, nimic mai mult. Fructe, 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 doar fructe. Înghețată, făcută doar din fructe, fără zahăr, doar fructe. O bunătate! Punem totul în pungi și înghețata, voilà, e gata. Aici eu astăzi am pus banane cu lămâie, aici am pus banane cu căpșuni și banane cu portocale. Puteți pune orice fel de fructe. O să începem cu înghețata de portocale și cu banane, apoi o să facem pe cea din lămâie. Și cea cu căpșuni. Acum o să punem din pungă fructele înghețate. Aici avem portocale cu banane. Le punem în mixer. Și apoi o să mixăm totul. Deci avem o banană care are circa 130 de grame. Și până la 300 avem portocale. Dacă doriți ca înghețata să fie mai dulce, adăugați puțin zahăr pudră după gust. Acum o să mixăm. Adăugăm și restul de fructe. Și o să mixăm totul. Înghețata noastră este gata. Ia uitați consistența cum este. Un deliciu. Înghețata este gata, acum vedeți consistența, o bunătate. Am să o pun în pungă și o să umplu aceste coșulețe și le punem imediat la frigider. În coșuleț. O putem pune și în aceste forme.
Acum dăm în la congelator. Punem în punguțe. Ia uitați, o punem în punguțe. Apoi le legăm. Și le legăm. Acum procedăm la fel și cu înghețata de lămâie. Mixăm. Uitați, înghețata este gata. La fel procedăm și cu înghețata de căpșuni. Și înghețata de căpșuni este gata. Uitați consistența. E o bunătate. Acum o să o dăm la frigider. Am pus înghețata să stea puțin la frigider. Acum o să o punem imediat în conuri. Am să fac o tăietură aici. Împingem puțin ca să intre cât mai mult. Acum, după ce le-am umplut, o să le punem în punguțe. O să le punem în aceste punguțe. Luăm înghețata și apoi închidem. Uitați. Acum dăm la congelator. Legăm înghețată, o dăm la congelator. Să punem înghețată de lămâie. O să punem așa, puțin câte puțin, împingem. O să le punem tot la fel în punguțe. Și o să le închidem pe dăm la congelator. Și înghețata este gata. Vreau să vă arăt înghețata care am făcut-o din banane, portocale, lămâi și căpșuni. Acestea sunt fructele. Deci am pus o banană care are cam 130 de grame și până la 300 am pus restul de lămâie de la fiecare. Banană lămâie, banană căpșună și banană portocală. Aceasta este căpșuni. O să vi le arăt. O să mă grăbesc că se desgheață. Iată. Înghețată cu căpșuni, doar din fructe. Pentru cine dorește, poate adăuga și zahăr pudră. Înghețată din căpșuni. Aceasta este înghețată cu portocale. Face acasă, când avem nevoie de o înghețată, o scoatem de aici. Iată-te. Înghețată cu portocale. Și aceasta este cu lămâie. Le scot ca să vi le arăt. Le-am făcut ieri. Această înghețată am făcut-o ieri, înghețată cu lămâie. Se face foarte ușor, foarte ușor. Și avem nevoie doar de două ingrediente. Pentru înghețata cu căpșuni o să punem o banană care are cam 130 de grame și diferența până la 300 o să punem căpșuni. Tăiem cubulețe, punem într-o pungă, dăm la congelator. Când sunt aproape înghețate, le mixăm bine și apoi le punem în
coșulețele de cornete. Ia uitați. Aceasta este înghețata de căpșuni. Aceasta este tot de portocale. Am intrat doar puțin ca să vi le arăt. Mă grăbesc că se topesc. Aceasta este înghețata de tocare. Uitați. Portocale, lămâi. Și la înghețata de portocale, tot la fel, punem banana. 130, ca așa are banana potrivit de mare. Și restul, până la 300, o să punem portocale. Le curățim de coaja, tăiem miezul bucățele și împreună cu bananele le punem într-o punguță sau într-o cutie de plastic. Ia uitați! Înghețată! Înghețată cu căpșuni, portocale, banane și lămâie. Sunt trei gusturi. Și la înghețata de lămâie tot la fel am pus o banană, care are aproape 130, și restul de lămâie, dar este prea concentrat. Gustul de lămâie, mai adăugați banană și puneți jumătate și jumătate de cantitate. Aceasta este înghețata mea, este foarte, foarte bună. Și pentru cine dorește, e mai dulce, poate adăuga zahăr pudră. Ia uitați, înghețată. Super bună. Sper să vă placă, să încercați, să vedeți cât este de bună. Este bună, bună, bună. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și vă doresc multă sănătate și numai bine. Și ne vedem cu următoarea rețetă. Vă pup dulce pe toți. Vă las această rețetă minunată de înghețată, bună, care se face din fructe, doar din fructe. Fiecare gust are două ingrediente, nimic mai mult. Și ne vedem cu următoarea rețetă. Vă pup dulce, la revedere!